primul concert semnat Fabrica de Staruri a avut loc pe 21 decembrie. A doua zi după show era și normal ca publicul să afle unele detalii, cât și concluzii la tema primului show. Cine ar fi mai indicat pentru a face acest lucru, dacă nu prezentatoarea proiectului, Andreea Raicu? Mi-a plăcut foarte mult, recunosc. Eram destul de stresată, pentru că așa se întâmplă înaintea fiecărui show de asemenea natură. Fiind foarte, foarte mare, fiind foarte o echipă foarte mare, fiind foarte multe lucruri de pus la punct, întotdeauna lansarea acestui show e destul de complicată și absolut toată lumea din echipă are foarte multe emoții. Dar, spre bucuria noastră, cu mici lucruri care sperăm că nu s-au observat la cei de acasă, a ieșit bine. Unul din lucrurile care nu s-au observat a fost lipsa unor recuzite necesare pentru Andreea, fără de care însă aceasta a reușit să se descurce. S-a întâmplat un lucru destul de ciudat. Cartoanele pe care eu am desfășurătorul și ce se întâmplă au dispărut. Jumătate din emisiune. A fost destul de dificil, dar asta este televiziunea, spuneam, e direct și se poate întâmpla orice, dar telespectatorii nu trebuie să vadă lucrurile astea. Cel mai important pentru spectator era să urmărească concurenții, care în acea seară aveau de dat primul examen în cadrul show-ului. Primul examen în direct. Concurenții au avut foarte multă energie, ceea ce nu s-a întâmplat la repetiții și mă gândeam că se va întâmpla același lucru și în timpul emisiunii, dar cred că sunt foarte conștienți de șansa care li s-a oferit și încearcă să profite la maxim de ea. Mi-a părut foarte rău că a trebuit să renunțăm la doi concurenți, să plece acasă, să părăsească această competiție și am văzut cât de dezamăgiți au fost. Dar asta este concursul și, din păcate, are reguli pe care trebuie să le respectăm. Despre reguli, participanți și show-uri de acest gen, Andreea Raicu știe deja destule din emisiunile prezentate anterior ca Big Brother și Megastar. Având posibilitatea deja să compare, am întrebat-o care este diferența dintre concurenții din România și cei din Moldova. Cred că sunt mult mai motivați cei de aici, pentru că posibilitățile și șansele nu sunt așa atât de multe cum sunt în România. Și, sincer, m-a impresionat foarte tare să-i văd cât de energici și cât de plin de dorință au fost. Cu atâta experiență a prezentatoarei în domeniu, concurenții nu ezită să afle de la aceasta lucruri care i-ar putea ajuta în cadrul proiectului. Ținând cont de faptul că ea trebuie să fie obiectivă și imparțială, unele sfaturi pentru participanți totuși au fost oferite. Telespectatorii sunt cei mai importanți, pentru că ei votează și ei decid cine rămâne în casă și cine merge, cine pleacă acasă. Să fie conștienți de șansa pe care o primesc, pentru că nu e o șansă pe care o poate primi oricine și se întâmplă odată la nu știu cât timp și dacă nu profiți de ea, ea se duce. Să fie foarte muncitor, pentru că e foarte important să nu creadă că doar frumusețea sau talentul sunt de ajuns. Nu sunt de ajuns lucrurile astea, fiecare lucru trebuie să susținut cu foarte multă muncă. Și să se relaxeze, pentru că dacă nu sunt relaxat se vede lucrul ăsta imediat. Cu sfaturile am clarificat-o. A rămas să profităm de ocazie și să aflăm în sfârșit de la Andreea cum a ajuns să accepte oferta de a prezenta emisiunea pentru care trebuie să facă itinerarul Chișinău-București în fiecare săptămână. În primul rând a fost o surpriză, pentru că nimeni, nici eu nu mă așteptam, adică m-a surprins această propunere. Dar să nu credeți că a acceptat propunerea fără o documentare serioasă. În primul rând am cerut detalii despre televiziune. Am înțeles că este cea mai bună, am văzut că este cea mai bună televiziune cu cota cea mai mare pe piață, are un market share foarte mare. În al doilea rând am vrut să văd despre ce emisiune este vorba. Fiind o emisiune sub licență Endemol, era normal să se întâmple exact cum s-a întâmplat în toate țările, pentru că dacă nu se întâmplă, emisiunea nu are cum să iasă pe post. În al treilea rând am văzut că unul dintre consultanții de aici, sau doi dintre consultanții care au venit din Olanda, doi oameni cu care am lucrat în România și pe care îi știam și le știam valoarea. Cred că au fost niște argumente destul de bune din punct de vedere profesional ca să pot fi convinsă și să pot discuta de alte lucruri mai departe. Acceptând oferta de peste Prut, a semnificat și o nouă realizare pentru Andreea. E prima colaborare și prima din România. Sunt prima persoană publică din România care prezintă o emisiune în altă țară. Și dacă deja vorbim de o altă țară, ne întrebăm, a reușit oare Andreea să viziteze capitala? N-am apucat să vizitez și să văd absolut nimic, pentru că de fiecare dată, aeroport, hotel, studio, casă, aeroport, hotel, studio, casă. Deci, n-am reușit să văd absolut nimic. Totuși, a aflat ceva ce a bucurat-o la culme. Am aflat că nu aveți reviste de paparazzi, ceea ce mă bucură foarte tare. Am auzit că a fost una sau două, dar s-au închis. Mi se pare senzațional, sincer, mi se pare senzațional lucrul ăsta. La un moment dat cineva spunea, trebuie să-ți asumi că ai devenit persoană publică și trebuie să-ți asumi ca toată lumea să fie la tine în casă.
Da, pot să-mi asum ca oamenii să fie interesați de ceea ce fac și da, nu trebuie să am la mine în pat, la mine în casă, la mine în baie și peste tot. Adică eu n-am trecut prin niște experiențe nu foarte plăcute din punctul ăsta de vedere, adică chiar deloc.